Bună ziua, stimați prieteni, colegi, reprezentanți ai mass media. Ne bucurăm să vă salutăm astăzi aici și mersi mult că ați dat curs invitației noastre. După cum știți, săptămâna trecută am fost înregistrați în calitate de candidați sau de concurenți electorale în alegerile locale din 20 octombrie. Eu pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău și echipa mea pentru Consiliul Municipal. De atunci am primit foarte multe întrebări și majoritatea întrebărilor cumva se limitau la aceeași întrebare. Sau esența era aceeași. De ce? De ce aveți nevoie? De ce vă trebuie acest lucru? Sunt mulți candidați, multe partide, mulți politicieni. Avem de unde alege de data asta. Însă motivația noastră este simplă, de fapt. Noi vrem să scoatem acest oraș din mâinile politicienilor. Pentru că vrem să îl transformăm într-un oraș al oamenilor și pentru oameni. Așa cum am mai spus precedent, în aceste alegeri istoria se repetă. Avem aceiași oameni care ne spun aceleași lucruri, însă cu mici diferențe. Acum, dacă până acum primăria era folosită de politicieni ca un fel de trambulină, ca un fel de platformă care să-i ajute să ajungă în Parlament sau la alte funcții importante în stat, în guvern, acum avem două tipuri de politicieni. Cei care vor să folosească primăria ca să ajungă în Parlament și cei care vin din Parlament să folosească primăria ca să se întărească la guvernare. Cam asta este așa, situația generală actuală. Vedem că, deși toți ascund cumva după paravana asta a problemelor orașului, că uite, noi venim să facem, să reconstruim orașul din temelii, în realitate avem cam aceeași situații care se repetă în ultimii 10-15 ani. Oameni care vor să vină la guvernare sau să preia administrația primăriei pentru a-și întări, pentru a-și acumula capitalul politic, pentru a se promova, pentru a-și face, să zic, avea acces la resursa administrativă și așa mai departe. Pentru că mai vin alegeri, mai sunt planuri, mai sunt campanii electorale. Utilizarea primăriei în calitate de monedă de schimb de către politicieni a făcut ca noi astăzi să ajungem să trăim într-un oraș degradat, murdar, nesigur, plin de ambuteiaje și plin de probleme nerezolvate. Acest lucru s-a întâmplat pentru că interesele de partid au fost de obicei pe primul plan pentru politicieni. Vectori de integrare, tancuri, coaliții, alianțe, funcții, mereu au fost pentru ei mai importante decât strategii de dezvoltare, planuri de urbanism, investiții, infrastructură urbană, grijă pentru oameni. Din cauza acestei politizări excesive, primăria și Consiliul Municipal s-au împotmolit atât de tare în această birocrație, corupție și politică, încât s-au transformat într-un organ care se deservește singur pe el. Primăria a uitat care este esența activității sale, prestarea serviciilor către cetățeni. Ceea ce numesc ei administrarea orașului nu este decât umplerea unui sac fără fund. O activitate profund sterilă și inutilă, care aduce folos doar celui care umple sacul. El primește salariu pentru asta. Drumuri, transport public, iluminare, securitate rutieră, piețe, spații verzi, grădinițe, parcări, perfectarea și eliberarea actelor și multe alte lucruri de care au nevoie orășenii, în realitate sunt servicii publice pe care le prestează primăria. Și vedeți singur care este calitatea acestor servicii publice. Cât de mult noi, orășenii, putem să ne bucurăm de servicii publice, calitative, accesibile.
De asta mi-am propus să vin și să schimb aceste lucruri. Eu cred că lucrurile pot fi schimbate doar de către oamenii care pot și vor să le schimbe. Nu de cei care vin doar să se plaseze confortabil în locul celor care până la urmă, până la ei umpleau acest sac fără fund. Nu avem nevoie de schimbarea actorilor și păstrarea aceleiași piese. Eu îmi doresc un Chișinău cu oportunități, confort și siguranță. Îmi doresc o primărie care să lucreze pentru oameni și un consiliu municipal care să reprezinte interesele oamenilor. De asta am decis să formez o echipă de candidați pentru Consiliul Municipal Chișinău. Pentru că anume CMC e autoritatea locală care are puterea să îmbunătățească calitatea serviciilor municipale prestate către cetățeni și, în rezultat, calitatea vieții în oraș. Am decis să vin la primărie cu o echipă de oameni tineri și profesioniști care vor veni în Consiliul Municipal, pentru că m-am săturat de împărțiri și înțelegeri politice în urma cărora tot ce avem noi în jur, terenuri, parcuri, bunuri publice, monumente de arhitectură, sunt transformate în mormane de bani, mormane de cash care curg în buzunarele liderilor politici sau a oamenilor de afaceri din jurul acestor lideri politici. Pentru că asta este ceea ce se întâmplă de fapt în ultimii 10 ani în acest oraș. În CMC trebuie să fie oameni care deja lucrează pentru oraș și pentru cetățeni. Nu politicieni care urmăresc doar interese politice și financiare. Oameni care știu, pot și vor să rezolve problemele acestui oraș. Profesioniști care de-a lungul timpului au demonstrat prin munca lor că țin la Chișinău și vor să-l transforme în bine. Oameni neafiliați politic, care au o profesie în spate și nu au în spate angajamente politice. Așadar, dar vreau să prezint echipa mea, vreau să dau citire listei candidaților pentru funcția de consilier municipal din partea Mișcării Forța Nouă, echipa lui Victor Chironda, oameni care reprezintă această forță nouă pentru primăria Chișinău. Chironda Victor, urbanist, activist civic, Tofilat Sergiu, analist economic, activist civic, Rojanski Olga, specialistă în relații internaționale, Bunescu Victor, politolog, activist civic, Mihai Avram, jurist, Elena Nofit, comunicator, activist civic, Alexandru Stukalov, cafegiu, activist civic, Aneta Dabija, specialist în relații internaționale, Evgenii Kamenshik, energetician, Tatiana Mihailova, specialist în securitate rutieră, Roland Rotar, arhitect, activist civic, Babaian Anatolii, jurist, Kheptanaru Ekaterina, jurnalist, Teodor Naval, arhitect, Adrian Pleșca, student, activist civic, Guriev Igor, jurist, Tudos Andrei, inginer IT, activist civic, Godeac Tatiana, specialist în relații internaționale, Alexandru Munteanu, urbanist, activist civic, Virginia Mandalac, economistă, Istrati Valeriu, licențiat în științe agricole, activist civic, Ion Andronache, teolog, activist civic, Victoria Țepordei, manager, Sergiu Gaugaș, inginer telecomunicații, Chicu Doina, marketolog, Barkovski Alexander, specialist în urbanism, Inga Onoico, coreograf, Svetlana Bulgac, notar, Grigore Duca, inginer tehnologii informaționale, Larisa Mustea, sociolog, Alioșinski Semion, inginer, Misiru Violeta, marketolog, Tașca Ivan, trainer servicii sociale, activist civic, Bejenar Marina, specialist marketing. Aceasta este lista mea pentru Chișinău. Aceasta este echipa care știe, poate și vrea să transforme orașul Chișinău într-un oraș pentru oameni. Acum aș vrea să ofer cuvânt câtorva din colegii mei. Vreau să-l invit pe Sergiu Tofilat cu un cuvânt de salut. Mersi, Victor. Bun găsit tuturor. Pe parcursul a câțiva ani
Am interacționat cu primăria și Consiliul Municipal. Am reușit să consolidăm o echipă de oameni cu inițiativă, activi, cărora le pasă de problemele, de rezolvarea problemelor orașului și care au decis să se implice. În interacțiunea noastră cu primăria, deseori ne-am confruntat cu elemente de birocrație, de regulă funcționarii care iau decizii privesc funcția lor ca pe un instrument de a face bani, de a stoarce bani pentru orice semnătură, de a promova careva interese de business, nu neapărat în beneficiul orășenilor. În Consiliul Municipal am observat de regulă oameni care habar n-au unde au ajuns și nu știu ce se discută, ce reprezintă fiecare proiect de decizie. Alții care, dimpotrivă, au intenții nu tocmai bune pentru oraș, dar au intenții să se îmbogățească, să promoveze anumite proiecte pentru a acapara un teren sau a promova interesele cuiva și poate vreo câțiva oameni care înțeleg ce se întâmplă, nu sunt de acord cu asta, dar nu au curajul să se implice, să schimbe. Văzând toate acestea, noi am decis că dacă vrem să schimbăm lucrurile, este cazul să ne implicăm. Da, poți face multe lucruri bune ca simplu cetățean și am demonstrat acest lucru. Însă dacă vrei să faci o schimbare mai serioasă, ai nevoie de instrumente. Și funcția administrativă sau funcția de consilier municipal este unul din instrumente prin care poți promova anumite decizii în beneficiu cetățenilor. După cum vedeți în lista, în echipa pe care a nominalizat-o Victor, sunt oameni diversi, dar oameni cu inițiativă, care știu ce trebuie de făcut, înțeleg problemele și sunt gata să se implice. Și de aceea eu sunt bucuros că Victor a reușit să convingă atât de mulți oameni să se implice și cu plăcere am acceptat și eu să fac parte din această echipă, cu atât mai mult că ne știm și lucrăm de mai mulți ani împreună. Am început în 2014 cu reabilitarea scoarului Cehov, după aia cu monitorizarea bugetului municipal, cu inițiativa de a organiza un referendum să demitem primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă în 2016. Și un lucru important pe care vreau să-l menționez, echipa noastră nu are afiliere politică și asta este un avantaj în sensul în care noi putem ușor să găsim limbă comună cu orice, cu oricare din partidele care vor accede în Consiliu. Pentru că într-un fel sau altul, noi am interacționat și cu socialiști, și cu liberali, și cu comuniști, și cu alte partide și lucrăm cu cei care vor, într-adevăr, să schimbe lucrurile. Așa că eu vă îndemn să susțineți echipa Forța Nouă și să ne urmăriți și să fiți alături de noi. Mersi. Să ofer cuvânt lui Eugen. Bună ziua, mă numesc Evgenii Kamenchik și sunt activist civic în domeniul ecologiei. Luând în considerație criza de mediu în care se află Chișinău, eu, ca activist ecologic, am decis să particip în alegerile pentru municipiul Chișinău împreună cu echipa Forța Nouă. Pentru a rezolva problemele strângente cu care se confruntă Chișinău, anume în domeniul ecologiei, eu am prioritățile personale la care, când am să devin consilier, am să mă concentrez. Primul, managementul deșeurilor. Aici, eu cred personal și, că prioritatea numărul unu trebuie să fie colectarea selectivă a deșeurilor. Noi trebuie să reducem drastic volumul de deșeurilor care este transportat la gunoiște. 2. Managementul energetic. Aici prioritatea va fi reducerea consumului de energie prin reabilitarea blocurilor locative și reabilitarea inundatului stradal. 3. Reabilitarea stației de epurare și rezolvarea problemei namolului. Toți simțim în fiecare zi, umblând prin Chișinău, mirosul plăcut
a capitalei. Și patru, atragerea investițiilor prin crearea agenției de atragere a investițiilor. Deci toate aceste inițiative am să lucrez asupra lor și chiar invit și alți activiști să se implice, dar contracandidați invit să participăm la dezbateri anume pe teme concrete, cum să rezolvăm problemele respective. Mulțumesc frumos! Data asta? Da. Ofer cuvântul lui Mihai Avram. Bună ziua la toți! Mie îmi spune Mihai Avram, probabil încă nu mă cunoașteți, sper să mă cunoașteți în viitor apropiat. Am studiat în domeniul dreptului internațional și ultimii 6 ani am lucrat în domeniul social-privat, în domeniul atragerii de investiții. Am lucrat în Chișinău și în Amsterdam. În ultimii 6 ani am reușit cu ajutorul unei echipe să atragem circa 2,5 milioane de euro lucrând în domeniul privat pentru diferite domenii, inclusiv agricultura organică, proiecte sociale, proiecte de educație, democrație participativă și așa mai departe. Viziunea lui Victor pentru oraș este ceva cu care ușor am fost de acord și mi-a fost ușor să spun da. Pentru că am obosit să văd aceleași alegeri în care alegem dintre est, vest, tancuri și așa mai departe. Dacă ne uităm la o familie tânără din orașul Chișinău care alege să plece peste hotare undeva în Canada sau în Europa, ei nu pleacă din cauza tancurilor și nu pleacă din cauza estului sau vestului. Ei pleacă pentru că nu au acces la servicii medicale bune, pentru că sistem pentru sănătatea copilului lor care urmează să fie născut într-un spital care nu are facilități bune, se tem pentru că nu o să aibă unde să-l ducă la grădiniță sau la școală, se tem pentru că o să trimită copilul să folosească un transport public defect ca să ajungă la locul de studii și nu au încredere în acest sistem de transport public. De asta sunt de acord cu Victor 100% pe ideea că nu avem nevoie de politicieni în oraș, ci avem nevoie de oameni care pot rezolva probleme. Avem nevoie de oameni care să investească în crearea serviciilor de calitate pentru orășenii noștri. Avem nevoie de oameni care le plac problemele urbane și le rezolvă cu plăcere, nu din silă. Și vin la lucru din dorința de a face un bine pentru cetățeni și nu din dorința de a face un show în CMC așa cum este la ziua de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici și că ne susțineți și succes în campanie. Mulțumesc mult, Mihai. În continuare vreau să vă prezint un spot pe care l-am lansat recent, un spot de campanie, un video care reflectă motivația noastră pentru implicare și prioritățile noastre pentru Chișinău. Un clip. Este anul 2019. Este anul 2019, dar Chișinăul arată oribil. Noi toți am ajuns să trăim într-o junglă de beton și corupție. Trăim într-un oraș murdar și poluat, unde realizările politicienilor miros tot mai urât. Trăim în ambuteiaje interminabile, mergem cu un transport public murdar și periculos, pe drumuri sau pe trotuare sparte și pline de glot. Ne împiedicăm la orice pas de construcții care încalcă legile și bunul simț. Trăim în orașul unde confortul și viața omului nu valorează nimic. Haos, interese politice, corupție, administrare proastă. Acestea sunt rezultatele politicienilor care au condus până acum Chișinău. Ne-au lăsat doar amintiri despre tancuri, vectori de integrare, valori și principii, schimbări până la capăt și zero rezultate. E timpul să le spunem acestor politicieni că nu mai vrem să continuăm împreună. La revedere! Pentru că în aceste alegeri istoria se repetă. Candidează aceiași oameni care ne mint despre aceleași lucruri. Eu, ca un om care trăiesc în Chișinău, îmi doresc un oraș cu oportunități, confort și siguranță.
Vreau o primărie care nu face politică, dar lucrează pentru oameni. De asta am decis să candidez la funcția de primar de Chișinău. Dar știu că tot ce mi-am propus nu pot face de unul singur și am format și o echipă pentru Consiliul Municipal. Noi vom candida pe platforma mișcării Forța Nouă, cu statut de candidați neafiliați politici. Nu avem politicieni pe listă, doar oameni care pot, știu și vor să rezolve problemele acestui oraș. În link-urile de mai jos poți să te înregistrezi ca voluntar, poți să donezi bani sau să-ți exprimi suportul. Noi ne implicăm pentru că ne-am săturat să mai răbdăm acest haos și mizerie în care am ajuns să trăim. Vrem un oraș pentru oameni. Implică-te și tu. Fii parte din echipa noastră. Iar acum vreau să-mi permiteți să fac o scurtă prezentare a programului electoral al echipei noastre, program cu care venim să facem altfel de administrare a orașului, program focusat pe nevoile oamenilor, pe necesitățile de dezvoltare ale orașului, program care a fost elaborat nu ieri și nu săptămâna trecută, program care a fost, s-a născut din experiența și problematica de care ne-am ocupat noi toți membrii acestei echipe de-a lungul anilor, program care a fost testat inclusiv de mine în anul 2015, când am acceptat să fac parte din echipa lui Oazu Nantoi pentru Primăria Capitalei și am venit cu o serie de propuneri de program. Din păcate, știți cum a evoluat ultimul mandat al administrației locale Chișinău. Cu regret, nu s-a reușit de a realiza aproape nimic din acel program, deși era unul foarte bun pentru oraș și se deosebea mult de tot ce propuneau contracandidații. Am decis că chestiunile de program nu aparțin unui sau altui partid. Eu o să mă bucur dacă toate celelalte partide, și deja am văzut că unii contracandidați au preluat multe din elementele și ideile pe care eu le promovam de-a lungul anilor. Spații publice, bandă dedicată pentru transport public, chestiuni care țin de modernizarea și reformarea primăriei, lucruri pe care eu în activitatea mea de civică de până acum le-am cerut ani de zile. Și nimeni nu atragea atenție. Și acum brusc au devenit foarte importante. Asta eu cred că este deja un succes. Dar trebuie să mergem la etapa următoare. Trebuie să ne asigurăm că aceste puncte din program vor deveni o prioritate pentru toți candidații la funcția de primar și pentru Consiliul Municipal. Și după alegeri o să ne așezăm cu toții la masă și o să începem să le implementăm. După cum am spus mai devreme, nu am un program în care să descrie că voi crea 100.000 de locuri de parcare, vom face 200 de kilometri de drum, vom realiza nu știu câte zeci de locuri de joacă. Astfel de programe sunt populisme curate, pentru că nu se măsoară calitatea vieții în oraș în kilometri de drum reparați. Nu se măsoară calitatea vieții în oraș în numărul de terenuri de joacă amplasate. Am mai spus mai devreme, calitatea vieții în oraș se măsoară după acești trei parametri: oportunități, confort și siguranță. Oportunități pentru că oamenii vin în oraș să se dezvolte, să facă ceva, să facă o afacere, să-și găsească un loc de muncă, să-și întemeieze o familie, să se distreze, să aibă acces la educație, la cultură, la transport public de calitate, la servicii medicale și la educație primară. De asta oamenii vin la oraș. De asta orașul se deosebește de tot ce înseamnă sat.
pentru că el oferă oportunități pe care nu le pot oferi alte localități. Și asta trebuie să fie prioritatea orașului Chișinău, să ofere oportunități pentru cetățenii care locuiesc aici și pentru oaspeții sau investitorii capitale. De ce confort? Pentru că oamenii vin la oraș să se bucure de confortul pe care îl oferă mediul urban. De asta nouă ne place să ne ducem să călătorim în orașele europene. Pentru că acolo ne bucurăm de acest confort urban, de transport public de calitate, de trotuare bune, de spații publice frumoase, de fațade, de monumente de arhitectură, de muzee, de multe, multe alte lucruri pe care ni le oferă un oraș și pe care, din păcate, în Chișinău nu le avem. Și de ce siguranță? Siguranță pentru că eficiența unui oraș nu se măsoară în bani sau în kilometri de drumuri sau în tone de bitum și asfalt sau în blocuri de beton. Eficiența unui oraș se măsoară în vieți umane, în calitatea acestor vieți. Și dacă noi suntem un oraș care ne permitem să pierdem anual 10 de vieți pe drumurile din oraș, dacă noi suntem un oraș care ne permitem să nu oferim nicio condiție pentru persoanele cu dizabilități, dacă noi suntem un oraș care ne permitem să avem zone întregi, sute de metri, în care nu există nicio trecere pietonală și oamenii și mămicile cu cărucioare sunt nevoite să treacă drumurile late cu mașini care circulă cu viteză, expunându-și viața pericolului, înseamnă că noi suntem un oraș care oferă zero siguranță. Dacă noi suntem un oraș în care noaptea nu sunt iluminate curțile blocurilor, dacă suntem un oraș în care te temi să treci drumul, dacă suntem un oraș în care ne gândim de două ori cu ce să ne încălțăm înainte de a ieși din casă, înseamnă că noi nu oferim acea siguranță, acel confort și acele oportunități pe care trebuie să le ofere un oraș. De asta acestea sunt prioritățile programului meu și a echipei mele. După cum spuneam, oportunitățile înseamnă posibilități de creare și dezvoltare a unor afaceri și angajare. Posibilități de creare a unei familii. Confortul înseamnă servicii urbane moderne, mobilitate eficientă, servicii sociale și spații publice calitative. Siguranța înseamnă un oraș sigur, un oraș în care, cum să înțelegi dacă orașul este sigur? Este acolo unde îți poți lăsa copilul să meargă singur la școală. Pentru că asta implică o serie întreagă de elemente. Infrastructură, calitatea transportului public, serviciile de poliție și de salvare și de pompieri și multe, multe alte lucruri. Programul nostru are peste 100 de puncte. Toate punctele nu le voi expune aici pentru că o să-mi ia foarte mult timp. Noi le avem aici în variantă tipărită și puteți să le găsiți pe site-ul nostru de campanie, chironda.md. Însă noi am grupat toate aceste puncte de program în 7 priorități de campanie. Prioritatea care ține de transport public calitativ și eficient presupune organizarea unui transport public care trebuie să devină elementul principal al unui oraș modern și instrumentul cel mai eficient pentru eliminarea ambuteiajelor. Transportul public eficient este atunci când autobuzele și trolebuzele nu stau în ambuteiaje, pentru că circulă pe bandă dedicată. Pentru că au stații moderne în care poți să vezi, în primul rând, în care poți să te depostești de vânt, de ploi și de soare, și pentru că au orar după care poți să vezi circulația transportului în timp real. Când vorbim de transport public calitativ și eficient, vorbim
de troleibuze și autobuze moderne cu aer condiționat. Vorbim de bilet unic de călătorie, posibilitatea de a plăti pentru o călătorie și de a schimba câteva autobuze timp de o oră. Vorbim despre stații de transbordare, comode și confortabile, ca să nu trebuiască să mergi prin oraș și să intersectezi câteva străzi ca să-ți iai altă rută de troleibus sau de autobuz. Transport public calitativ și eficient înseamnă o conexiune eficientă între suburbii și oraș. Și multe, multe alte lucruri pe care o să le vedeți în program. Prioritatea 2 se referă la parcări organizate pe străzi și lângă blocuri. Foarte multă lume mă acuză că eu sunt împotriva parcărilor, ceea ce nu este adevărat. Eu sunt împotriva parcărilor haotice pe trotuar, parcărilor care împiedică circulația pietonilor, care împiedică circulația persoanelor cu dizabilități, mamelor cu cărucioare. Eu nu sunt împotriva parcărilor ca atare, dar organizarea parcărilor presupune niște cunoștințe. Nu, de cea mai mare greșeală în ultimii 10 ani a fost această permisiune temporară de a parca pe trotuare. Și asta a distorsionat percepția șoferilor față de ceea ce înseamnă trotuar. Acum, oriunde este un loc liber, acolo se poate deparcat. Și asta nu este o chestiune care ține de faptul că noi nu avem locuri de parcare. Toate orașele din lume nu au locuri de parcare suficiente. Dar numai la noi și în unele orașe de genul nostru se permite acest gen de acaparare a spațiului public pentru mașina personală. Parcările în stradă trebuie sistematizate și organizate, astfel încât șoferul să știe clar unde poate parca. Marcaj, semnalizare, aplicație electronică în care să găsești harta acestor locuri de parcare. Vorbim de parcările în stradă, parcările supraetajate, putem să le facem după modelul american, parcări care să nu necesite mari investiții în infrastructură și beton, parcări subterane, parcări de tip park and ride, când persoanele pot veni din suburbii și parca mașina la marginea orașului, iar cu tichetul de parcare pot circula gratuit în transportul public toată ziua. Parcări în curțile blocurilor. În ultimii ani, curțile noastre s-au transformat în spații imense de parcare pe timp de noapte. Să vedeți la Buiucani, la Ciocana, la Botanica, ce se face în acele curți de blocuri. Parcări haotice, parcări pe spații verzi, parcări pe trotuare. Și lucrurile astea sunt atât de simplu de rezolvat, este doar nevoie de implicarea arhitectului de sector și a primăriei municipale în elaborarea unor modele tip de amenajare a curțelor de bloc. Modele tip de amenajare pe care să le dăi cetățenilor și ei singuri să și le amenajeze. Pentru că nu știu oamenii cum să ducă să facă un proiect de amenajare a unei parcări. Trebuie să găsești un arhitect, un inginer, cineva care să știe cum să facă aceste lucruri. Un alt punct important ține de reparația blocurilor vechi. Peste 70% din fondul locativ din oraș este într-o stare mai mult decât proastă. În majoritatea blocurilor locuiesc persoane care nu își pot acoperi cheltuielile de întreținere, cheltuielile care țin de facturi. Nu mai vorbesc despre reparație sau investiții în renovare blocurilor. De asta propunem elaborarea unui program municipal de renovare a blocurilor care să presupună cofinanțare a proiectelor de renovare a acestor blocuri. Și vorbim aici de reparația și întreținerea spațiilor tehnice a clădirilor, acoperiș, lift, scară, subsol, izolare termică. Aceste spații de obicei sunt ale nimănui. În mod normal, ele trebuie să aparțină și să fie gestionate de asociații de locatari.
Numai că la noi, în oraș, oamenii încă nu știu ce înseamnă asociație de locatari și trebuie încurajat să învețe acest lucru, să se asocieze. Și acest lucru a fost testat în multe alte orașe din spațiul post-sovietic. Atunci când primăria le oferă oamenilor posibilitatea de aplicare la cofinanțare, cu condiția că ei se asociază în asociații de locatari. Și atunci dacă reparația blocului sau scării tale costă 1 milion de lei, jumătate din acești bani poate să ți ofere bugetul public. O prioritate pentru noi este educația pentru fiecare. Și dacă la capitolul universități, școli, Chișinăul mai stă cum mai stă, la capitolul grădinițe este o catastrofă. Cu toate eforturile care s-au depus până acum, cu toate aplicațiile, cu toate intervențiile în recuperarea grădinițelor, nu sunt locuri suficiente în grădinițele din Chișinău. Și asta este o mare problemă pentru tinerile familii care vin aici să lucreze, să facă, să se angajeze la lucru, să-și întrețină familia. Și dacă nu ai cu cine lăsa copilul, este o mare problemă. De asta noi propunem o abordare complexă a acestei probleme. În primul rând, recuperarea grădinițelor care au fost ilegal îndepărtate din proprietate publică, construcția sistematică de grădinițe. Pentru că, credeți-mă, sunt bani în buget pentru construcția de grădinițe. Și în același timp poate fi inițiat un parteneriat public-privat, astfel încât dezvoltatorii de imobile să le se pună condiția. Deci condiția eliberării permisului de construcție să fie construcția sau crearea unui spațiu pentru grădinițe la primul nivel, la parter. Așa cum se practică în toate orașele moderne europene. Dar aceste grădinițe să nu fie private, ci publice. Ele să intre în balanța direcției de învățământ. În același timp putem să identificăm spațiile nefolosite din liceele din capitală, care se dau de obicei în chirie pentru diferite activități comerciale, și să organizăm acolo grupe clase zero, astfel ca copiii din grupele pregătitoare din grădinițe să poată trece în clasa zero, iar în grădinițe să fie organizate grupe creșă, unde părinții tineri să-și poată lăsa copiii mici. Următoarea prioritate ține de curățenie și salubrizare. Chișinăuienii consideră și pe bună dreptate consideră că orașul este murdar și plin de mizerie. Și deși parcă ai spune că se face curat, în fiecare dimineață vedem acești oameni care fac curat, numai că oamenii percep, au diferite înțelegeri a cuvântului glot și mizerie, a cuvântului praf și mizerie. Adică murdăria nu este neapărat gunoi. Murdăria este praful și glodul ăsta care permanent scurge de peste tot. Murdăria este gunoiul vizual și auditiv care ne înconjoară. Aceasta tot este murdărie pe care oamenii o percep ca mizerie. Toată această abundență de reclame, publicitate, baneri, panouri, haos din ăsta de arhitectură. Asta tot este gunoi și mizerie. În primul rând, glodul și praful care inundă străzile verzi este o problemă și de sănătate. Tot acest praf este transportator de boli și virusuri și alte lucruri nu foarte plăcute. De asta este absolut necesar un program de reabilitare a spațiilor verzi. Și nu vorbesc de parcuri, ci de micile spații verzi pe care le avem, iată, sub ferestre sau în stradă. De cele spații verzi care sunt transformate oficial pe hârtie sunt spații verzi, în realitate ori sunt locuri de parcare, ori sunt spații de viceu pentru câini și pisici. Organizarea unui drenaj elementar în aceste spații, amenajarea bordurilor tehnologic corect, astfel încât țărâna să fie un pic mai jos decât bordura. Asta pentru asta nu este nevoie de studii superioare, este nevoie de o monitorizare strictă a calității lucrărilor de renovare a străzilor. Spălarea trotuarelor.
nu spălare carosabilului, nu se spală carosabilul. Pentru că oamenii care merg cu mașina nu îi deranjează atât de mult praful decât oamenii care merg pe jos. De asta orașele europene practică spălarea trotuarelor și curățirea lor sistematică. Și multe alte lucruri mici care pot fi făcute și pentru care este necesar să ai doar grijă, nici măcar bani. Foarte des vedem spații și zone renovate, așa zise, proaspăt construite în oraș, de pe care curge glodul și țărâna. Și parcă au făcut, parcă au construit, dar în realitate avem un generator de praf și de glod. Securizarea pietonilor și fluidizarea traficului. Chișinăul oferă condiții foarte proaste pentru tot ce înseamnă mersul pe jos, mersul cu bicicleta sau cu transportul public. Pentru că când vorbim despre transportul public, trebuie să înțelegem că spațiul pietonal este parte din transportul public. Ca să ajungi la troleibus, trebuie să mergi câteva sute de metri pe jos. Și dacă ai un trotuar spart și plin de glod, nu ai nicio folos și nicio utilitate din acel transport public și oamenii vor tinde să folosească tot mai des și mai mult automobilul. Ambuteiajele și consecințele și congestiile de trafic sunt consecințe directe a unei infrastructuri pietonale proaste. Pentru că omul în oraș ia decizii. El ia decizii cu ce să se deplaseze. Este o chestiune de mobilitate. Și atunci când el știe că este imposibil și periculos să mergi pe jos, când este greu și inconfortabil să folosești transportul public, unica lui opțiune rămasă va fi procurarea unui automobil. Și după asta, asta generează încă mai multe probleme. Și ambuteiaje, și lipsa locurilor de parcare, și dacă noi până acum aveam un automobil la familie, acum avem două, trei, dacă vom continua tot așa, fără ca să intervenim pe esența, pe rădăcina problemei, vom ajunge într-o situație când ambuteiajele vor bloca acest oraș în totalitate. Asta este ce vrem să prevenim și de asta programul nostru este focusat pe încurajarea acestor tipuri alternative de deplasare în oraș. Și ultimul, dar nu cel din urmă, este valorificarea râului Bâc. Eu am locuit și am învățat 2 ani în 4 orașe europene. 4 capitale. Am vizitat peste 20 de orașe în cadrul studiilor și pe care le-am făcut. Eu nu am văzut nicăieri în Europa așa o atitudine față de sursa de apă numărul 1 din oraș. Peste tot în lume râul care traversează orașul este perla. Este cea mai frumoasă și cea mai bine amenajată zonă din oraș. Este o zonă de promenadă, o zonă de spații publice, o zonă de evenimente, o zonă de cultură, dacă vreți, o zonă de deplasare, pentru că poți să mergi pe acolo cu bicicleta și pe jos. Și la noi, râul Bâc, unicul râu care traversează acest oraș, a fost transformat într-o cloacă, într-o canalizare, într-o scurgere de mizerie. Și toată această zonă industrială care ne-a rămas din perioada sovietică și nu a fost regândită și valorificată, a transformat acest râu într-o simplă scurgere de canalizare. Și asta este păcatul cel mai mare al acestui oraș și a tuturor administratorilor de până acum. Râul Bâc trebuie să devină noua zonă de dezvoltare urbană. Asta este practica internațională. Râul Bâc trebuie să devină acea zonă unde vor să vină mari investitori, unde vor să construiască hotele, oficii, spații de cultură, de expoziții și așa mai departe. Râul Bâc trebuie să fie acel brâu verde care trece și leagă orașul dintr-un capăt în altul, pe care poți să te deplasezi cu plăcere și în liniște și în confort și în siguranță pe jos, cu bicicleta, cu copilul de mână. Râul Bâc poate deveni cel mai mare și cel mai frumos parc și zonă verde din oraș. Trebuie doar să ne dăm seama de valoarea acestui spațiu și
să începem un proiect de renovare și regândire a bazinului râului Bâc și a zonei industriale din preajmă. Am scris această întrebare pentru că mă așteptam să, după această prezentare, este evident unica întrebare care putem să o primim. Cum veți face aceste lucruri și de unde bani pentru toate astea? Dincolo de faptul că experiența mea scurtă de consilier municipal, pot să vă spun că banii în oraș sunt, doar că ei se irosesc. Ei se cheltuie pe aiureli și pe nimicuri și foarte des pe scheme de corupție. În două ședințe am participat ale Consiliului Municipal și în două ședințe am reușit să salvez în bugetul public în una 6 milioane de lei și în alta 1,5 milioane de lei. Pentru că erau prevăzute și incluse deja în buget pentru aiureli. Pentru lucruri care nu și-au nici locul și nici sensul. Dar erau incluse. Dacă o să luați aceste bugete și o să le analizați și o să vedeți câte milioane se scurg așa printre degete, o să vă dați seama că noi nu suntem un oraș care nu are bani. Noi suntem un oraș care nu are minte și nu are obraz în cheltuirea banilor publici. Dar chiar și așa, chiar și cu eficientizarea cheltuielilor, chiar și cu optimizarea personalului primăriei, chiar și cu oprirea schemelor de dilapidare a banilor publici, oricum pentru astfel de proiecte și pentru dezvoltarea orașului acești bani nu sunt suficienți. De asta soluția este una și alta nu poate fi. Este atragerea investițiilor. Fără atragerea investițiilor este pe calea pe care au mers orașele europene, orașele românești. Este calea pe care merg deja și orașele din preajma noastră, din Ucraina. Fără atragerea investițiilor, fără crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea investițiilor în Chișinău, noi nu avem nicio șansă să depășim această stare de lipsă cronică de bani. Pentru asta noi propunem pregătirea a 5 terenuri cu suprafețe de 10-15 hectare, asigurarea lor cu apă, canalizare, infrastructură de comunicații și acces la resurse energetice și promovarea lor pentru crearea a 5 parcuri industriale care să găzduiască industrie non-poluată, non-poluantă, bazată pe inovații și industrie verde. Ne propunem crearea Agenției de Dezvoltare Locală Chișinău, responsabilă de promovarea potențialului investițional al municipiului, atragerea investițiilor și elaborarea și implementarea proiectelor de dezvoltare. Al doilea instrument este inițierea și dezvoltarea parteneriatelor. Nici un oraș din lume nu se dezvoltă fără parteneriate. Și asta este o sursă foarte bună și gratuită pentru atragerea investițiilor. În primul rând, parteneriate cu cetățenii. Nu vă imaginați cât de mult pot ajuta primăria proprii cetățeni, orășenii, dacă te adresezi la ei, dacă îi asculți și dacă ești deschis la nevoile lor. Ei pot deveni ambasadorii orașului, ei pot deveni oamenii care caută și promovează orașul în afară, mai ales în situația în care noi avem o diasporă atât de largă. Parteneriate cu sectorul privat local, dialogul continuu cu firmele și companiile locale, crearea unei platforme de dialog cu comunitatea de afaceri prin crearea Consiliului Economic pe lângă primarul general. Oamenii de afaceri pot ajuta acest oraș. Ei vor să se implice. Eu am cunoscut de-a lungul activității mele mulți oameni de afaceri care au venit cu documente gata elaborate, cu proiecte care să ajute municipalitatea, doar trebuia să fie preluate și implementate. Oamenii de afaceri vor să facă afaceri într-un oraș confortabil, într-un oraș care oferă oportunități și siguranță. Și evident parteneriate cu instituțiile, cu instituțiile care ar fi legătura noastră cu investitorii din afară, camerele de comerț, reprezentanțele locale ale companiilor internaționale, ambasade și consulate.
Și evident, al treilea instrument este atragerea și utilizarea expertizei. Lipsa de expertiză foarte des transformă proiectele investiționale ale orașului în failuri, în irosire de bani. Și exemplu cel mai simplu o să vă spun acum recent cu scara renovată de la Valea Morilor. Când aproape 1 milion de euro s-a investit într-o scară în anul 2019, fix ca în anul 1950, care nu a prevăzut o pantă de acces pentru persoane cu dizabilități sau pentru persoane cu mobilitate redusă. Pentru că pur și simplu expertiza persoanelor care au elaborat acest proiect este depășită. Și dacă ar fi fost realizat un parteneriat, cel puțin cu proprii cetățeni, dacă cetățenii ar fi fost întrebați ce vreți voi de la această scară, eu sunt sigur că prima prioritate sau prima idee avea să fie crearea unei pante de acces. Dacă avea să fie un parteneriat cu sectorul privat local, acest proiect putea să identifice și bani pentru crearea și construcția unei pante de acces. Putea să fie creat un parteneriat cu birourile de arhitectură și cu arhitecții tineri care puteau să găsească soluții tehnice pentru această scară. Dar nu, noi am preferat să demolăm o scară din anii 50 și să o construim de la început, de la zero, fix așa cum a fost atunci. Deși nu are nicio valoare arhitecturală și nu este monument de arhitectură, această scară putea fi îmbunătățită. Nu mai vorbesc de Bulevardul Ștefan cel Mare, de strada Vasile Alexandrii și Negruțe, de alte proiecte mari care au presupus cheltuială de mulți bani, de banii noștri, dar din lipsa de expertiză s-au transformat în proiecte sortite eșecului. De asta ne propunem aprobarea de către Consiliul Municipal a planului de reformă organizațională care prevede o structură modernă a primăriei bazată pe modelul orașelor din Europa. Nu pe direcții. Primăria nu are nevoie de direcții care se administrează singure pe ele. Direcția transport nu are nicio direcție în moment. Ea stă pe loc. Direcția arhitectură la fel. Nu există nicio direcție în aceste direcții. Structurile primăriei trebuie să fie organizate în bază de obiective clare, iar banii trebuie să fie cheltuiți în bază de proiecte. Nu în bază de tocare banilor zi de zi, lună de lună și an de an, ci în bază de proiecte și rezultate tangibile și măsurabile. Câți copii s-au înscris mai mulți anul ăsta decât anul trecut în grădinițe? Cu câți pietoni mai mulți au mers pe această porțiune de stradă? Cu câți pasageri mai mulți au avut transport public? Cu cât mai multe persoane s-au bucurat de acela sau acelălalt serviciu? Așa se măsoară eficiența unei primării. Nu în kilometri de drum asfaltați sau în metri pătrați de pavaj. De asemenea, ne propunem un lucru important, crearea Inspectoratului Municipal de Gestionare Urbană. Este un lucru foarte important și foarte necesar pentru Chișinău. Primăria Chișinău nu poate aplica legea, pur și simplu. Nu avem structuri care să poată constata încălcările în domenii precum parcarea, construcțiile ilegale sau afectarea spațiilor verzi sau amenajarea fațadelor. De fiecare dată nimeni nu e responsabil. Sau toată vina cade pe structurile statului. Primăriei, autoritățile locale trebuie să aibă propriile instrumente de aplicare a legii și această agenție, Inspectorat Municipal de Gestionare Urbană, ar putea fi un fel de poliție locală, pe care noi nu avem, dar foarte mult ne lipsește. Acei oameni profesioniști, antrenați și angajați în identificarea încălcărilor și constatarea lor din punct de vedere juridic și amendarea celor care încalcă legile și regulamentele de dezvoltare și documentația de urbanism local. Evident, reformarea managementului investițiilor capitale publice în municipiul Chișinău, în mod special realizate din împrumuturile contractate de la BRI și alți donatori. Managementul acestor proiecte este
atât de defectuos încât nimeni deja nici nu se mai scuză, nici nu mai încearcă să mai dea explicații. De ce s-au cheltuit atâția bani în vânt? Explicații pe Bulevardul Ștefan cel Mare, acum iată urmează străzile 31 August, Tighina și Alexandru cel Bun să fie renovate și credeți-mă, dacă nu o să intervenim, o să fie renovate fix așa cum a fost renovat Bulevardul Ștefan cel Mare. Pentru că proiectele, eu le-am văzut și ele sunt fix așa ca acolo, tot așa elaborate de oameni care au rămas acolo în anii 50. Și evident crearea de servicii publice cu personal contractual pentru gestionarea marilor proiecte investiționale sau fonduri externe. Este o mare problemă că funcționarii din primărie, care primesc salarii de 3, 4, 5 mii de lei, gestionează proiecte de milioane de euro. Și atunci noi ne punem întrebarea de ce există corupție și de ce proiectele sunt ineficiente. Pentru că nu poți să ai salariul de 3-4 mii de lei și să nu bagi mâna în ceea ce gestionezi. Este imposibil în Republica Moldova. De asta personalul care gestionează proiectele, marile proiecte investiționale, trebuie să fie contractat și plătit în funcție de expertiza pe care o prestează. Și atunci noi să ne asigurăm că oamenii aceia nu au nevoie sau nu vin să ocupe o funcție de director a direcției de transport, spre exemplu, cu un salariu de 5-6 mii de lei. Nu mai comentez mai departe. Noi credem că primăria trebuie să fie locomotiva principală pentru schimbările și reformele necesare ca orașul să ofere oportunități, confort și siguranță. Eu și echipa mea vrem, putem și știm cum să realizăm aceste lucruri. De asta noi venim la primărie. Vă mulțumesc și votați Victor Chironda și echipa FNO. Dacă aveți întrebări sau la mine sau la colegi, dacă nu, noi vă mulțumim mult și vă așteptăm la următoarele noastre evenimente. La revedere!